Actualitatea în Obiectiv cu Daniel Alexandrescu. Perspective și soluții biblice la probleme contemporane. Stimați ascultător, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu, vă salut cu drag și vă mulțumim pentru că sunteți aici la Radio Vocea Evangheliei București, ne urmăriți pe frecvența veștilor bune, în care pregătim și materiale, zicem noi sperăm, bune, de folos pentru dumneavoastră. Astăzi, în emisiunea noastră, mi-am propus să discutăm un pic despre cum se scrie un roman, să intrăm un pic în culisele redactării unui roman, unei lucrări și mă bucur să o avem din nou alături de mine și de dumneavoastră, invitata mea și a dumneavoastră, doamna Liliana Gheorghe Luca, scriitoare, soție de păstor, mama trei copii, ne bucurăm că ești cu noi și îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație și de fiecare dată este o plăcere să fiu în locul acesta. Aceeași plăcere o avem și noi și chiar apreciem că ai acceptat să discutăm un pic așa, să părțim cumva, să disecăm lucrarea asta sau slujirea asta pe plan artistic în domeniul ăsta literar, pentru că pentru mulți, pentru cei de acasă, pentru unii care activează în zona asta a comunicării, zona artistică, stârnește anumite curiozități domeniul ăsta al scrierii unor lucrări, fie ele de o anvergură mai mare sau mai mică, sunt chiar și tineri, adolescenți, care, așa, sunt în perioada aceea a cunoașterii, și ar fi curioși să afle de la cineva care deja a publicat, care are un oarecare succes în rândul cititorilor, care cumva s-a afirmat în zona asta, cum a fost începutul, cum și-a descoperit talentul, darul, cum. Se scrie ce calități sunt necesare. Și le vom lua așa un pic pendelete. Vă felicităm pentru reușita asta de a fi autoarea trei romane excepționale publicate deja și poate că ar fi bine să începem cu întrebarea asta, Ți-ai dorit asta să faci de la început? Ai avut în plan, ăsta a fost obiectivul tău de a scrie romane, de a fi autoare de cărți? Da. Răspunsul este categoric da, pentru că de când mă știu, povestesc. Și îmi place să vorbesc și să scriu în același timp despre cotidianul meu, despre cotidianul altora, despre ceea ce trăim zi de zi. Și chiar de la bunica am moștenit talentul, talentul să zic așa, pentru că. Era o povestitoare desăvârșită. Și chiar de la Dumnezeu ei știu foarte multe lecturi ale Bibliei și mi le povestea, îmi povestea Biblia, când eram mică, evident, ca pe o poveste pe care nu puteam să o șterg din memorie. Și când am crescut și am luat scriptura și am citit-o singură, mi-am dat seama că tot ceea ce îmi spusese era o realitate, dar adaptată la vârsta mea de atunci. Și cumva am preluat acel uh, talent de a povesti și mi-am dorit foarte, foarte mult să ajung să spun oamenilor, nu doar povești, ci uh, lecții de viață trăite de alții, uh, ca să-i ajut să vadă dincolo de limitările dumnealor. Pentru că fiecare dintre noi avem o, avem o poveste și până la urmă devenim o poveste. Dar din poveștile altora putem învăța așa doar, așa nu. Sau putem învăța din greșelile altora. Pe la vârsta de 17 ani am început practic să scriu aceste romane, dar până atunci am scris Frânturi, pe care acum le folosesc și le inserez în romanele pe care le public. Dar totul a fost o poveste, uh, pentru că la română, de exemplu, uh, toate compunerile pe care le scriam uh, erau cumva apreciate de domnul profesor și la toate olimpiadele de la română la care mergeam uh, mergeam cumva la sigur, pentru că mă simțeam în largul meu. Uh, și aveam o. Un târg făcut cu colegul de bancă, el era foarte bun la matematică, eu îi făceam teza la română, el nu făcea teza la matematică. Ajuta să uh, uh, Și pe parcurs am zis cumva în sinea mea, ok, adun tot ce scriu, dar uh, cel mai mare vis al meu ar fi ca într-o zi să pot să le public, într-o zi să ajungă la publicul larg și să pot fi de folos în modul acesta. Dumnezeu mi-a dat harul să să-mi împlinesc acest vis prin editura care a preluat cumva talentul pe care Dumnezeu mi l-a dat și mulțumesc pe această cale editurii Noua Speranța pentru că mi-a deschis ușa să pot să îmi împlinesc un vis. Da, Într-adevăr, asta e mare binecuvântare. Dumnezeu v-a ajutat să puteți să publica, să vadă lumina tiparului, cele trei romane. Și asta e Uh, o satisfacție în plan așa personal, în același timp uh, și o motivație uh, să vă dezvoltați, să scrieți poate și mai mult, o să discutăm și despre lucrul acesta. Ceea ce este interesant e faptul că v-ați împlinit visul și uh, dorința aceea, obiectivul din copilărie, adolescență, s-a materializat. Acum, pentru cei care ne ascultă, ne urmăresc în acest moment, spuneam, aveți trei romane, dacă puteți un pic așa să ne mai reamintiți titlurile lor, cumva, și un pic din geneza lor. Primul roman pe care l-am publicat se numește Sperința vindecată prin iubire, pe care l-am publicat în iunie anul trecut, Apoi al doilea este trecutul transformat prin iubire, care are de fapt legătură cu al treilea, care este intitulat Zdrobirea răscumpărată prin iubire. Este practic o trilogie a suferinței, a trecutului nostru care ne urmărește și de care nu putem scăpa indiferent cât am dori, și zdrobirea eului nostru, dar toate acestea se pot produce doar prin iubirea divină. Am scos în evidență faptul că Dumnezeu lasă suferința în viețile noastre ca o lecție. Nu ca să ne zdrobească, nu ca să ne uh, provoace mai multă durere decât avem în viața noastră cotidiană, ci să ne îndrepte cumva uh, privirea către singurul far, care este iubirea lui Dumnezeu. Fără ea, noi nu putem exista. Noi nu putem fi. Trecutul nostru nu-l putem șterge, dar poate fi transformat prin iubirea lui Dumnezeu. Într-adevăr, așa este și uh, e adevărat că în, cred că în unul din romane uh, ai specificat lucrul ăsta, așa mult mai apăsat, uh, că zdrobirea asta nu-i plăcută, dar e benefic. Cel de-al uh, Aduce uh, multe schimbări atunci când ea este acceptată și accepti transformarea de care, de care vorbeai. Acum, cred că pentru mulți dintre cei care ne ascultă, ne urmăresc și dintre cei care mai citim așa cărți, interesant ar fi să aflăm cum se lucrează la adunarea materialelor, la redactarea textului, la găsirea intrigii, a așezării personajelor. Dacă poți așa câteva aspecte să ne dai. Spuneai că ai adunat pasaje, texte, ai tot scris în perioada asta. Cum ai reușit să le pui așa ca într-un puzzle pe toate să se potrivească? Uh, nu știu cum scriu ceilalți. Dar eu vă împărtășesc astăzi cum uh, îmi adun ideile și cum formez, practic, o poveste uh, de la cap la coadă. Uh, mă inspir sau muza nu este aceeași, îmi spunea uh, unul dintre autorii cunoscuți foarte mult în uh, spectrul nostru evanghelic, uh, că trebuie întotdeauna să te focalizezi să te concentrezi pe uh, trăirile personajului. Până la un punct am încercat să aduc această realitate și în romanele mele, dar uh, întotdeauna mi-au muza din, uh, dintr-o imagine, din uh, o poveste reală a unei fetițe, cazul celui de-al roman pe care l-am publicat. Dintr-o scenă pe care o văd pe stradă, cazul celui de-al treilea roman, nu este un tipar. Dar întotdeauna încerc să-mi scriu și să-mi verbalizez ideile, pentru că de cele mai multe ori avem multe idei. Cineva îmi spunea nu pot să scriu. Când mă apuc să scriu, simt un blocaj și efectiv ceea ce aveam în minte nu pot să-mi laștern pe hârtie. Din nou, sunt de acord până la un punct. Cu cât păstrezi în mintea ta ideile, cu atât ele, din cauza frământărilor, stresului nostru zilnic, ele trec cumva în secundarul nostru și le uităm. Ceea ce fac, și asta a devenit o disciplină la mine, este să mi le notez atunci. Indiferent că mi se arde mâncarea pe aragaz, prefer să să sting aragazul și să uh, îmi scriu ideea, indiferent că sunt pe stradă sau în tramvai sau uh, în parc, uh, când erau copiii mici, indiferent că aștept fetița la școală, în fața școlii, dacă am o idee, atunci o notez. Pe caiet, în telefon, în laptop, oriunde. Dar iar va rămâne acolo. Și ușor îmi adun ideile, când am mai multe pe un singur subiect, mi le adun și mi le pun cumva separat. Și acolo îmi notez uh, Aici apare intriga. Pentru nu știu care carte, dar o păstrez. Ca să te apuci dintr de la introducerea cărții până la finalul ei, mi se pare o muncă foarte grea și, și de multe ori te blochezi pentru că ideile nu curg la robinet atunci când vrei tu. Și te inspiră ceva. Natura, oamenii, o vorbă aruncată. Ei, Adunând tot ceea ce am, toate ideile pe care eu le-am scris pe parcursul a câtorva ani de zile, am început să le așez cap la cap și mi-am dat seama că deja se construiește o poveste, dar ne aveam personajele. Și trecând pe stradă, în cazul celor de-al treilea roman, așteptam cumva o clipire, ceva ieșind din comun, dar ceva înrădăcinat în realitatea noastră. Trecând pe renumitul. Pod eroilor, am văzut scena respectivă în care doamna și domnul aveau o dispută foarte mare și atunci deja în capul meu acel click s-a făcut, oh, se potrivește cu ceea ce eu scrisesem deja. În ideile mele, acele două personaje erau perfecte. Și am mers acasă, m-am oprit pe pod, am scris o porțiune foarte mare din... Uh, uh, caracterizarea personajelor, m-am dus acasă și în noaptea respectivă am pus cap la cap și am inserat printre acele scrieri unde a părut să intriga deja, pentru că o văzusem în fața ochilor pe pod, uh, mi-am inserat și personajele. Cam așa apar romanele la mine. Nu știu cum apar la ceilalți, dar mi se pare fascinant să poți să pornești de la o idee de la o fotografie, cum e, o să fie cazul unui dintre uh, unui roman care o să apară în curând, uh, eram în concediu și am văzut o simplă fotografie pe, pe peretele restaurantului uh, unde mâncam și atunci a fost fascinant. Deci, efectiv, mintea mi s-a deschis și am zis wow, trebuie să scriu pe baza fotografiei. Și pe baza fotografiei respective mi-am construit intriga cum mi-am imaginat eu, între două personaje. Apoi m am dus pe plaja a doua zi și am văzut exact ce aveam nevoie, uh, acel conflict între un salvamar și uh, o domnișoară. Și mi-a fost suficient, pentru că mi-a dat impulsul de a-mi scoate din sertar ideile pe care deja le aveam cumva adunate și am uh, construit romanul. Ah, extraordinar. În timp ce te ascultam așa, mi-au am să aminte de un verset din Scriptură, că nebănuite scăile Domnului, așa și nebănuite cred că sunt sursele de inspirație și unde nu te aștepți, acolo se leagă ceva, cum spuneai. Important este să fructifici momentul, să ți le notezi atunci. Pentru că niciodată nu, nu o să te așezi în fața sau Poate sunt astfel de oameni, dar eu nu cunosc deocamdată, să mă așez în fața laptopului și că am inspirație sau că nu am, să pot să scriu. Trebuie să ai totuși o muză, o inspirație, o stare, pentru că de acolo pornește totul. Și mai este un lucru. Dacă nu scrii cu inima, ceea ce scrii nu ajunge la public. Da, exact despre asta mă gândeam acum să vorbim despre. Starea aceea, timpul propice, adecvat. Spuneai că alegi noaptea, alegi momente speciale din zi în care îți aduni ceea ce ai reușit așa să culegi, să schițezi în alte situații. Cred că e necesar să creezi acea atmosferă de liniște, de pace, de armonie de care are nevoie un artist, fie că e scritor, pictor sau zona asta muzicală, grafică, video, pe lângă talent, pe lângă instrumentele de lucru, ai nevoie tu, ca om, de un climat adecvat. Um, mie îmi trebuie muzică să pot să scriu și, dovadă, am, am atașat la fiecare roman coloana sonoră a fiecarei povești, pentru că Muzica mi se pare lucru care ne relaxează cel mai mult mintea. Indiferent cât de stresat ai fost în ziua respectivă, indiferent cât zgomot e în jurul tău, în momentul în care lași muzica să pătrundă dincolo de zidul pe care ne îl pune stresul, uh, sufletul se liniștește. Uh, pe de altă parte devine balsam. Muzica întotdeauna uh, îți golește Sufletul de Amărăciune și te conectează nu doar cu povestea pe care o scrii sau cu ceea ce scrii cu textul, ci și cu Dumnezeul cu care obișnuiesc să interacționez în textul pe care îl scriu. Pentru că nu vreau să aduc oamenilor doar o poveste și atât. Întotdeauna vreau să le arăt oamenilor pe Dumnezeul care poate să transforme ceva. Dumnezeul care poate să... Uh, le construiască viața de la zero. Și dacă muzica mă ajută cumva să-mi creez atmosfera, uh, sunt un om care n-am timp, sunt tot timpul pe fugă, dar care îmi fac timp pentru scris, pentru că este pasiunea pe care nu o să o pot niciodată dizloca de sufletul meu. Uh, și da, noaptea scriu cel mai mult, pentru că e liniște. Uh, obișnuiesc să deschid fereastra pentru că stăm într-o zonă unde e multă verdeață și mai cântă păsările dimineața foarte devreme, înainte să înceapă forfota. Pentru că dacă a sunat alarma, deja sunt pe drumuri, du-te vină la școală, dar și între, v-am spus, îmi fac timp să-mi notez ideile. Chiar dacă n-am timp să stau efectiv, îmi fac timp să-mi adun toate ideile pe foaie. Și e mult mai ușor noaptea când stau și mi mi le așez într-o ordine, să le am deja prelucrate. Bănuiesc că uh, e o muncă și grea și provocatoare în același timp uh, tot procesul acesta de a aduna informații, de a le așeza, de a le da o formă uh, și grafică și artistică și uh, ușor de lecturat și de asimilat și de înțeles, o formă practică. Am apreciat, și asta am mai spus în interviurile, în misiunile care le-am mai făcut, faptul că, așa cum ai spus, ai căutat în materiale romanele tale mereu să rămâi la baza cea mai importantă, care este cuvântul lui Dumnezeu și, deși sunt Trimiteri fine, indirecte, dar ele sunt de consistență, așa, în ce privește anumite doctrine sau anumite învățături biblice, pe care, practic, tu ți-ai construit întreaga poveste și soluțiile, și chiar planurile de transformare, redresarea personajelor, toate le-ai trecut, așa, prin filtru. Cuvântului lui Dumnezeu și chiar a arătat că, într-adevăr, scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu are aplicabilitate și azi, în secolul XXI? Nu, nu am cum să scriu fără să îmbazez ideile și principiile pe Dumnezeul pe care îl iubesc. Până la urmă, când dăm la o parte toată povestea vieții noastre, ce rămâne acolo? Rămâne doar un Dumnezeu cu care ne vom continua viața. Despre acest Dumnezeu vreau să le amintesc oamenilor, pentru că viața în care noi ne ducem existența și societatea noastră ne îndreamnă pe un alt drum. Dar Dumnezeu rămâne același, rămâne constant a vieții. Da, într-un mod finuț, pentru că nu vreau să intru cu bocanci în viața oamenilor, dar nu vreau nici să trec, să trec povestea într-un mod neobservat, um, fără să las în urma ei acea gândire sau să-i las pe cititor gândindu-se la Dumnezeu, nu cumva la problema mea. El a rămas singura soluție. Dacă cititorul mă rămâne cu gândul acesta, pentru mine este suficient poate să uite poveste, dar să nu uite pe Dumnezeul din poveste. E cel mai important și chiar e încurajator faptul că prin mesajul pe care tu l-ai transmis în aceste romane, n-ai vrut cumva să se inducă ideea asta că e șansa, că e norocul, că e... Că e cineva în spate care orchestrează toate lucrurile, cineva cu majusculă, și acela e Dumnezeu care chiar are un plan și care se implică în viețile noastre. Și uh, ar trebui să fim conștienți de asta, să apreciem și să ne vizuim pe ajutorul lui. Până la urmă, rămâne uh, singurul care nu se ridică de pe banca supletului nostru. În singurătatea noastră. Atunci când, apropo de primul roman, uh, rămânem singuri și poate în aceeași casă, alături de partenerul nostru, dar suntem divorțați emoțional, suntem divorțați, uh, separați fizic, unul într-o cameră, celălalt în alta, cine rămâne pe banca sufletului tău? Cine rămâne alături de tine? Cine în singurătatea ta uh, îți șterge lacrima? Și nu te va abandona niciodată. Dumnezeu. Este singurul care dincolo de problemele noastre, dincolo de imposibilul nostru, el totuși are un posibil, are o șansă. Liliana, să mulțumim deocamdată pentru uh, prezența în emisiune în prima parte a discuției noastre. Urmează ca în partea a doua să discutăm un pic și de alte aspecte tot legat de romanele pe care tu le-ai publicat și de cel care urmează să, să apară. Îți mulțumim și îți dorim multă binecuvântare și inspirație și te așteptăm în ediția următoare. Mulțumesc frumos și este o plăcere de fiecare dată să fiu aici. Și mulțumesc că îmi dați șansa să povestesc cititorilor și prietenilor despre tainele scrisului, despre pasiunea pe care Dumnezeu a pus-o în mine și talentul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Mulțumesc frumos! Stimați ascultători, stimați ascultători, aceasta a fost prima parte a emisiunii în ediția de astăzi, în care am discutat împreună cu invitata mea și a dumneavoastră, Liliana Gheorghe Luca, scriitoare a trei romane creștine, despre modul în care se redactează o lucrare, un roman, o carte. Urmează ca în partea a doua să discutăm și despre alte detalii. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare, în aceea zi, la aceeași oră. Până atunci, fiți binecuvântați!